Municipalitatea le-a oferit mărțișoare inedite cuplurilor care au împlinit 50 și chiar 60 de ani de căsătorie neîntreruptă. Evenimentul s-a petrecut în cadrul unei festivități de acordare a diplomei de fidelitate, acțiune inițiată de primarul Tudor Pendiuc încă din anul 2000. Și datorită dumneavoastră, multe din lucrurile bune care se fac în Pitești v-au la origine, fiindcă eu cu mulți, uitându-mă în sală cu mulți dintre dumneavoastră, am vorbit, ne-am întâlnit, la domnul Savă am lucrat, am asfaltat în 96, după o iarnă groaznică, Nicolae Bărcescu dânsul era la ADP director și a fost primul curajos care a dat primar și a încheiat contract și am dat drumul la asfaltare. Vreau să spun că ne-am sfătuit și iată am făcut lucrul bun. Domnul Cioacă mă uită aici din Uniunea Județeană Asociațiul de Proprietari și administrator. Deci ați contribuit și contribuiți în continuare. Eu vă rog să o faceți. Și pentru acest lucru, eu m-am gândit și le mulțumesc colegilor mei, nu numai celor de față, pentru operativitatea, stăruința și perseverența de care a dat dovadă, ca în 2000 să supun Consiliul Local un proiect de hotărâre, să premiem performanța. Am premiat întâi cuplurile, familiile care împreună au numărat 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și după aceea am constatat mult mai târziu că mai avem și deci cu 60 de ani de căsătorie neîntreruptă. Și am inițiat un proiect de hotărâre și premiem și pe cei cu 60 de ani de căsătorie neîntreruptă. Am ce să vă spun, mi-ar face mare plăcere ca și dumneavoastră cei care primiți această diploma noastră pentru 50 de ani să prindeți și 60 de ani de căsătorie neîntreruptă. Și, doamnă, cu ce sentimente ați venit astăzi? Nu știu. Aveți emoții? Aveți emoții? Suntem. Dar cum ați păstrat dumneavoastră această căsnicie îndelungată? Foarte bine. V-ați înțeles bine? Da. Dacă ar fi să mai fiți o dată tânără, tot pe domnul l-ați luat de soț? Da. V-ați gândit bine? Da. Tot pe dumnealui l-ați alege? Cele mai frumoase sentimente. Pentru 50 de ani de căsătorie. Cum a fost căsnicia dumneavoastră? Foarte frumoasă, dacă am ajuns până la vârsta asta. Și care ar fi cele mai frumoase realizări ale căsniciei? Cei doi copii. Aveți doi copii? Da. Și nepoți? Și nepoți. Trei. Doi băieți și o nepoată. Dar cum ați păstrat această căsnicie îndelungată? Eu v-aș întreba ceva mai direct. V-ați certat vreodată? Mici? Nici. Nu. Și da și nu. Ca să nu ne... Nu. Ce vă doriți de acum înainte de la această căsătorie? Să văd eu reporterul la 90 de ani ei. Și un sfat pentru cei care pornesc acum la drum? Să fie mai ponderat și să fie, cum să spun eu, nu știu cum să spun, că viața e grea și nu pot să le spun nimic că e bine sau va fi bine pentru ei, că tineretul de astăzi nu prea să mai fac căsnicii, pentru că nu mai poate să mai meargă înainte, să-și facă și să... Ce să mai zic asta? Ce vă mai doriți de acum înainte de la căsnicia dumneavoastră? Sănătate, că asta e cea mai bună. Coincidența a făcut ca de această dată să fie înregistrat cuplul cu numărul 2000 pentru diploma de fidelitate. Fericita familie a primit în semn de prețuire de la municipalitate o plachetă de excelență. În total de mărțișori au fost premiate 28 de cupluri pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și 3 cupluri pentru 6 decenii de conviețuire. Din anul 2000, de când noi am început să acordăm aceste diplome, aceste distincții, aceste simboluri, până acum am premiat un număr de cupluri. Câte credeți că am premiat? Câte credeți? Ei, vreau să vă spun... Dă-mi masul. E tehnica asta te dă pe ce să vă spun. Așa încât, în ordinea înregistrărilor, înregistrării cererilor, avem cea de-a... Nu știe, nu cred că știe cineva a cui este, acum înregistrare poartă numărul 2000. Vă spunem noi. Familia Anișoara și Stan Stan este a 2000-a familie, a 2000-a cuplu, care a înregistrat cerere pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. La mulți ani! Și ne acordăm
de înregistrare.